aterizează în acest moment la baza militară de la Otopeni. Așa cum vă spuneam, sunt acele avioane AWACS care sunt proiectate practic să detecteze alte aeronave, alte nave și vehicule aflate la 400 de kilometri depărtare. Este doar una dintre caracteristicile acestei aeronave. Însă mergem chiar în acest moment la colegul meu Cristi Popovici. El se află acolo și vine cu toate detaliile. Cristi, te rog, iată că am văzut împreună, am urmărit imagini cu această primă aeronava NATO de supraveghere care a ajuns din Germania chiar în momentul acesta la baza militară de la Otopeni. Te rog! Da, asistăm la istoric pentru că e dată